Salut și bine v-am regăsit la un nou episod cu, ei bine, autobuze, dar de data asta jucăm Bus Simulator Ultimate. De ce? Pentru că am auzit că jocul ăsta este mișto și am spus să jucăm și noi, să văd cum e. E șmecher, l-am testat puțin, îți dau aici except de două ori. Să închid aici astea două ca să nu se facă așa. Prindem motorul, îi dăm pe marșalier, ok. Și merem din potrivă. Stop. După cum vedeți, am Wi-Fi și un ecran de bord preinstalate la bordul acestui autobuz. Și interior. Ce fel de interior credeți voi că avem? Păi stai să vedeți. Dacă nimeresc. Și avem mare interior de la MAN. Evident. Ăsta sigur e interior de la MAN. Avem aici foarte frumos și drăguț mica console de bord. Și niște chestii care nu prea mă ajută să le scot de aici. Așa. Bun, un coleg de-al meu care și el se duce în direcția în care mă duc eu. Ce? Ți-ai văzut cafeaua, boss? Scuze, n-a fost vina mea, a fost vina aleia care s-a băgat în fața mea. Și mă enervează un lucru. În jocul ăsta, frâna de mână e fix sub... Cum adică? Autobuzul meu nu e suficient de confortabil ca să-ți pui fundul pe scaun. Să-ți fie rușine, domnule. Aud la el. Ce nerușinat. Nu mai insulte aud din partea voastră. Doamne sfinte, când o să pot și eu să mă mănâncă nasul. Găsesc. Ei, mă bucur pentru tine, boss. Nu știu ce a spus, dar știu că a spus ceva, nu m-am uitat. Poate înțelegeți voi ce a spus și scrieți în comentarii ce a spus bossulică ăla. Și nu mai beți cafea în autobuz, e autobuzul familia voastră să beți în el cafea să vă fie rușine. Sunteți niște măgari și porici. Pentru că beți în autobuz cafea și mâncați lucruri care... Dar trebuie să mănânce într-un autobuz, mai ales în autobuzul meu. Și eu nu am farurile aprinse. Am uite aici farurile. Mamă, ce ciudate sunt comenzile la jocul ăsta. Nu. Nu mă concentrez aici să închid porcăria asta. Bă, boss, nu știu ce să zic de sandwich-ul, dar... Nu știu compania care l-a făcut încă. What the fuck, în ce drum am ajuns? Haide, închide-te! În sfârșit. Ok. What? Ce m-am speriat. M-a speriat oglinda. Da, oglinzile sunt rele. Te sperie dimineața când te trezești și te uiți în oglindă. Uaa! Ce a fost aia? Ai fost tu care... Cel puțin eu fac așa. Când mă uit în oglindă la mine. Nu ieși mă de pe drum. Bă, și-mi place autobuzul ăsta că are interior de la de man. Știi ce zic? Man de la din Euro Truck Simulator 2. Iar mesajul ăsta, boss... Aș traduce, dar pe tradus nu mă prea descurc. Când de înțeles, înțeleg, dar de tradus... Na, că se întâmplă, știi, să și nu prea traduci, dar bine, dar... ideea e că... Cu Coach Bull Simulator-ul o să anulez deocamdată chestia asta, vreau să văd și câteva episoade din
jocul ăsta, să văd cum e, dacă e mișto sau nu, dacă își merită faima, pe unde s-a spus. Deci frâna de mână este exact la pedala de accelerație. Eu dacă pun acum degetul, sau da, degetul, mai în partea dreaptă, e bine, risc să opresc autobuzul pentru că am tras de frâna de mână. Și acest joc nu e făcut de la băieții de la Ovilex, e făcut de la băieții de la Zux. Și fac jocul destul de mișto, adică uitați-vă la grafică, e super mișto și merge destul de binișor. Și merg destul de foarte repede, domnule Man, oprește-te. De fapt nu te opri, mergi, că... Nu, oprește-te, trebuie să fac la... Da, să fac la dreapta. Încă nu m-am obișnuit cu... Ăsta, sunt obișnuit cu... What the fuck? Mare curbă ce m-a așteptat acolo. Mare curbă și m-a speriat îngrozitor de curba asta. Oh my god. Deci uite, acolo e drum închis, dar aici se continuă drumul. De ce oare? Ha, ce șef, mă rog. Păi da, noi ne jucăm acum pe o mapă numită Rusia. Fac și o cursă așa de moment, ca să fie mai mișto treaba. Ce mă, ți-e foame și sete, să fie rușine, nu mai mâncați și beți în autobuz. Așteptați că opresc eu undeva, uite, avem aici, dar nu o să opresc. Avem punct de stop, dacă vrem să oprim, dar nu o să opresc, că e groasă treaba și deja am mirosit o grămadă de timp important mergând pe drumul ăsta. Drumulețul ăsta făcut de ruși, de ruși. Dacă e mapă de... Mergi, ne plimbăm prin Rusia acum, prin mapa asta care zice că ar trebui să imite drumurile din Rusia, dar eu n-am văzut o diferență atât de mare dintre hărăți! Băi, BMW-istule, dă-te din fața mea! De fapt nu erai în fața mea, erai în stânga mea, dar înțelegi ce spun, așa că la o 14 că te calc. Hai să... Iau. Bă, oamenilor, mă lăsați-mă și eu pe mine să trec. O să pun pauză aici și revin aproape când sunt aproape de... Bă, uite o graniță! Mamă, ce mișto! Mamă, ce... Ah! Ce? Nu! N-am putut să-l opresc! N-am putut să-l opresc! N-am putut să-l opresc! Ok, revin imediat. Nu o să mă mai joc pe harta Rusia niciodată. Sunt atât de multe pericole încât sunt la tot pas. Pe bune. Sunt retardați care intră în tine fără să dai seama, te aruncă în aer și-ți mor pasagerii. A, da, și chestia cu muritul, cred că au murit de frică, că de altceva n-au avut ce să, de ce să moară la accidentul ăla. Și eu l-am oprit în timp. Nu o să deschid acel cadou, vreau să văd autobuze. Autobuzele lui tăticu. Aproape ajunsesem, frate, și era o coastă și proștii coborau ca nebunii. Dispari, mă, nemernic, o baterie de căcat. Ok, pe cam asta a fost și episodul de astăzi, a fost cam scurt, dar ce să-i faci la... Băi, n-aud, mă, să pleci mâine! Pleacă! Nu folosesc niciun cont. Revedere!